Deșteptarea. Dieta vegetariană este asociată unui risc mai mare de depresie. Cauzele nu sunt foarte bine cunoscute, dar cam asta au descoperit cercetătorii, care nici ei nu înțeleg deocamdată legătura dintre vegetarism și depresie. Cercetătorii de la Universitate din Germania au ajuns la concluzia asta, care încă nu e o concluzie, dar fermă. Cercetarea a fost realizată pe aproape 50.000 de persoane și cumva întărește constatările unor studii anterioare care au legat renunțarea la carne cu o probabilitate mai ridicată de depresie. Motivele... Hai zi cinstit, purcelușul te face fericit, nu? Te face fericit sau te bagă în depresie? Pentru că unii nu suportă să se gândească la modul cum ajunge purcelușul ăla în farfurie. Da. Înțelegi? Și te apucă depresia, am înțeles. Adică poate fi privit și din punctul ăsta de vedere. Da, dacă da. Iubești foarte mult animalele, asta până la urmă vei refuza să mai consumi carnea lor, știi? Oamenii sunt diferiți. Eu iubesc hamburgerul, de exemplu. Ăla vegetarian. Am mâncat și din ăla vegetarian, nu ți-ascund. Dar mănânc și din celălalt și uite cum îi plouă în gură. Mă uit la el și urge. Deci am spus hamburger. Îți promit că sâmbătă mâncăm ceva hamburger, găsim noi ceva pe la mare pe acolo. Mergem la mare să mâncăm hamburger, nu. Dar ce vrei să mâncăm? Mergem la o Kerhana ceva. Mergem la Kerhana. Hamburger de pește, da. Hamburger? Nu, n-am mâncat hamburger de pește, dar... Putem rezolva. A fi o idee, dar e atât de aglomerat să mergem la Kerhana și o să așteptăm și atât de scump. Am văzut niște prețuri la pește. Îți propun altceva, ia-ți undița și mergem la pescuiș și mâncăm ce prindem. E mai bine așa. Niște scoici, ceva. Da, alea le găsești peste tot. Da? Da. Mergem pe noua plajă din Mamaia și... N-ajungem până la Mamaia, că e departe. Trebuie să ne orientăm acolo la... Acolo știu vreo două locuri. Ar merge niște scoici, da. Niște chestii de genul ăsta. Deșteptarea